agua y verde Calipano. Agua y verde Calipano, ojo de treibor pot copita lumea na mea. Ca să trec am îndragea nu-l mai măi. De trei ori pot copita. Ilie Dinu are 59 de ani și practică meseria de potcovar de când avea 9 ani. A învățat tot ceea ce știe de la tatăl său, care îl îndemna să nu renunțe la potcovit, pentru că, cel puțin odinioară, era vorba despre o îndeletnicire care aducea bani. Între timp, vremurile au gonit de pe străzile orașului cai și căruțele. Dacă înainte la atelierul său veneau zilnic 10 de oameni care vroiau să-și potcovească armăsarii, acum abia dacă îi mai trec pragul 2-3 persoane pe zi. Domnul Dinu, de câți ani practicați meseria aceasta și cine v-a învățat? De 50 de ani și m-am învățat la taică. Cum v-a zis? Să pui mâna, să învăț meserie, că asta este pentru... E meserie bănasă, e... Și pe vremuri era? Era destul de bănasă atunci. Și acum? Cum sunt? Acum nu prea mai. Acum le rugăm de mai bine câte unul la în joi în Paște. Mai ales în oraș unde... Ce-am rămas 10 căruțe în oraș. Care 10 căruțe? Altul potcolește, altul umblă cu ei așa. Și pe vremuri cam câți oameni veneau la dumneavoastră să... Și veneau toate comunile astea după aici așa. Veneau. Veneau de dimineață la piață și plecau ore tot mai seara. Dar era 10-15-20 de căruțe. Făceau coadă la, da, la atelier. Venea cu boi, venea cu... Cum cărea înainte, cu boi, cu asta, cu cai. Ilie Dinu nu a lăsat însă vremurile să-i închidă atelierul și a continuat să lucreze de luni până vineri între orele 8.30 și 11.30. Dacă ar fi acum să faceți altceva, ați face altceva? Anume. Adică să zicem că ați avea ocazia să fiți din nou tânăr și să alegeți altă serie. N-aș alege altă dată cât pe asta, dar numai să mai merg. Cam câte ore pe zi lucrați aici? 3 ore dimineața, o oră seara, 4 ore. Pentru o singură potcoavă, Ilie lucrează din greu circa 15 minute. S-a obișnuit cu acest tip de activitate, cu barosul, cu fierul încins și cu scânteile care îi sar pe mâini ori de câte ori bate fierul cât e cald. Cum să face o potcoavă? Să ia fierul, să trage, să bagă la foc, să trage, să aranjează, pământ după ce s-a potrivit, după ce s-a pus potcoava să potrivește, trage capac, să găurește, să ia la mână din nou, pământ la potcovit, tai unghia calului, cureți. De 10 de ani, singurul lui ajutor este soția sa, Doina, care nu se dă înapoi de la a lovi cu barosul fierul încins. Am văzut că vă ajută soția. Da, mă ajută, mai n-are cine. De ani de zile. De când am luat, da. Cam câți cai ați potcovit așa? Da, eu nu pot să țiu seama. Sute de cai? Sute, mii, mii. Și niciodată n-ați întâmpinat probleme? Nu, n-am întâmpinat probleme. Poți să mă curajos, am fost... M-am întâmpinat. Dumnezeu m-a apărat de-i. Ilie Dinu nu doar face potcoavele, ci merge acasă la clienți și potcovește caii. Acest lucru îi costă per total pe giurgiuveni 60 de lei. Ilie Dinu are un băiat și o fată. Băiatul știe să lucreze, ne-a spus potcovarul, dar nu a vrut să ducă mai departe meseria aceasta. De altfel, Dinu spune că i-ar fi plăcut să aibă pe cine învăța meșteșugul, însă tinerilor nu le mai face cu ochiul de mult munca de acest tip. Aveți pe cine să învățați? Vin? Nu am pe nimeni. Nu am pe nimeni, nu vine nimeni. E muncă grea. Nu vine. Dar când vă veți duce dumneavoastră odată, ce face Giurgiu? Mai se găsește din ăștia care... Să mai muta vreunul la Giurgiu, să mai... După deci tinerii la... nu vin să... Nu vine, doamne, e muncă, e... Asta e meserie care... Mizerabilă, murdar, nădușit, transpirat. Până când veți face meseria? Câte zile o ia? Nu e normal.